Ne gândeam oare, în timpul acelui concert Tezaur folcloric, că erau ultimele aplauze pentru Maria Apostol, că era ultima ei apariție în public? Frumoasa gorjancă, numai glas și numai zâmbet, care a reușit prin cântecul ei să-i impresioneze pe specialiști și să ajungă la inima publicului, n-a mai vrut să colinde prin lume și s-a întors acasă, la Runcu, la căsuța de sub munte, pentru totdeauna. Rămâne doar cântecul ei spre amintire. Cu foc și drag, cântece de-a lor meleag.